Nu toți suntem făcuți din aceeași stofă și nu putem toți înghiți adevărul cu aceeași poftă. O doză binefăcătoare pentru unul e distrugătoare pentru altul și mă îngrijorează faptul dat în otărașitatea multora din noi. După atâta ploi acide, oare cât mai așteptăm? Oare cât mai rezistăm? Cât avem până se înțelege, până să cădem de acord că trebuie să ripostăm. Deși unii spun că asta costă, de la Nistru până la Tisa, câți oameni sunt gata să-și asume riscul? Câți sunt gata ca să-și vadă visul? Câți sunt gata ca să stabilească singur piscul? Să oprească singur prinsul? Candidații sunt aici numai ca să-ți avutul și doar pe contul nostru vor să-și obțină totul. Când sunt prins și flagrant delict, n-au nicio explicație. Vă spun salvatoare nație, noua generație. Unica soluție e o nouă revoluție. Cine a zis să se facă așa? Cine apără vecul? Salvatoarea nației, noua generație. Cine se opune noului și de ce? Cum convine situația? Ce măsuri imediate se pot lua? Care ar fi urmările pozitive și negative? Nu se ia salvatoarea nației, noua generație. Care cauza? Cât va mai ține pauza de dezvoltare? E o întrebare cu un răspuns știu, dar ascuns. Ne chinuim cu toții perioada asta blestemată și îmi pare că nu o să se sfârșească niciodată. Nu se vede vreun progres, nu e nimic nou. Pentru musto drogurile sunt biletele la show. Unei bagă neafetamină ca să ajungă la nirvana. Aici dau sufletul pe mâna lui satana, alții bagă marihuana. Diverse droguri ușoare care fac să zboare.